Vă salut boșilor și bine v-am găsit la un nou clip cu Metin 2 Eu sunt Taker, vă o vizionare cât mai bună Și în clipul de azi avem de deschis o tonă de cufere uh, Ok, începem cu o prezentare a unui cont pe serverul Ruby Kirin Și un case opening de aproximativ un inventar de cufere aurii Ok, uite că avem și o vrăjitoare uh, de gheață aici Ia să vedem dacă o batem cu accesura de level 114 Adevărul e că nu știu, deci chiar nu știu ce să zic nici nu știu dacă mai am drop, dar nu cred că o să mai avem drop. A fugit vrăjitoarea asta. Bă, ce faci? Păi, de viața mea. Ia. Damage-ul e de 5k. Deci, bă, eu nu cred că o facem. De pentru că dau 5k cu arul meu. Și sigur n-am cum să o fac. Deci, eu vă zic sincer, fraților, nu cred că este posibil ca uh, asta să fie bătută dacă eu dau 5k cu arul meu. Hai să bag aici și un attack site, că nu e bai, 6.6. Deci dacă o bat Aici înseamnă că e ceva uh, necurat cu arul meu. Acesta ar fi damage-ul 7k bustat, deci 7k bustat, cu următoarea alchimie fraților, rubin opac cu rezistență la abilitate, uh, rubin doamne, diamant cu rezistență la abilitate, rubinul full pvm, pac bomb medie, valoarea atac apărare, jadul cu WPV și regenerare, safirul cu ninja, sura, lican, granatul full cu absorție, Onyx-ul cu corporal Bă, dar nu avem și noi aici un coif cu o travă N-avem, bă, frate, coif cu o travă Suntem mai pe sărăcie Ce să facem? O 39 uh, Medie Armură demonică Plus 6 Un KPV 10 absorție 15 pe vânt Coif cu 15 pe vânt Titan plus 8 Cu imun 6 uh, Corporal 8 dex Părțar de argint Plus 9 15 PV 15 pe vânt Colier lacrimă Plus 6 Cu 5 Critică 5 Sângeros cercis maral Plus 8 Papuș de foc plus 6, 10 critică, curea plus 8, eșarfă royală de 19, setul de int, pet cu berserker, antrenament vânător, porcușor încă 3 zile, deci asta nu prea mai contează, vreo 422 de tablițe, 4 inventari deschise aproape. Biologul care este la globul de gheață se în 10 până acum, nu avem costum aur, ăsta ar fi un minus. Calul, nivel 21, pe ulată la 13, pe ul la teamă, M2, M3, M3, M2 Și cam asta e, fraților, în mare parte Cu contul, hai să vedem și cum stă situația cu cuferle Dacă este un cont norocos sau nu Am luat licoarea înțelepciunii, mă, măcar e un cont înțelept dacă uh, norocos nu e Dar vedem ce ce baba, pentru că până la urmă asta contează cel mai mult uh, După cum am spus, serverul este pe Rubikirin Mamă, avem și ghinion Băi, un cont ghinionist, nu vine să cred Glumesc, evident, acum că asta cu baba, dar vedem noi acum cât ghinion că avem și talismanul la baba, deci ar trebui să fim fresh. Hai să continuăm. Două stelucioase, meni, bun, eșoarfă de 10, bun, cor mistic, două cor mistice, dioxid de titan, piatră magică. Nu ai primit nimic, licoare înțelepciunii, cor precios. Bă, așa da, ăsta, vedeți, cred că este be... e aproape de profit. Chiar, eu sunt curios dacă o să ne dea și piatra lunii. Deci, cu piatra lunii, ia uite, papuși de vânt, o zi, bun. Piatra magică, două magice, mistic. Bun, nu știu cât sunt marcele pe aici. Încă umenii. O razador. Schimbă cu plus. Licoarea înțelepciunii. Încă o eșarfă. Cor prețios. Agate, din nou. Bă, nu e rău. Vedeți că drop-ul chiar nu mi se pare rău. Chit că ai zbapa că suntem ghinioniști. Chiar nu e rău. Încă o schimbă cu plus. Piatra magică. Băi, ne-a dat trei marci până în momentul de față. Nu-mi vine să cred. Cor mistic. Îmbunătățire. Cor mistic din nou. Mamă, dacă... Cor precios. Ou. Oh, încă un nou razador. Meni. Cuvăr cărți ajutor. cover respingere. Vrăjește cu plus. Eli. Agate. Vrăjește cu plus încă o dată. Eșarfă nobilă. Cufăr. Magazin primul personal. Mâncă o magică. Și vrăjește cu plus. Boi, 5 vrăjește cu plus și 5 și 4 magice. Super noroc. Bă, nu are nimeni ce să zică. Asta chiar a fost noroc aici. Hai să vedem și șarfa. Ia uite că a mers. Și este de 13%. Nu o să plusez, o să lăsăm aici pentru viitorul proprietar al contului. Și hai să vedem ce reușim din corurile astea precioase. Ia uite rubin antic direct. Bine, bă, băiatule. Nici nu știu cât e, dar o să vedem imediat. Onix rar. Rubin antic 2. Jad rar. Bă, n-ai cum așa. Haide, mă. Cor mistic. Diamant antic. Bun. grana legendar. Bun. Granat antic bun Safir legendar Și diamant rar Băi băiatule Nu ai mă cum E top Și am făcut și încă un diamant antic aici Băi nu vine să cred Cât costă ăstea mă frate aici Hai că sunt foarte curioși Știu că alții ai mai scumpă pe rubii Deci ar trebui să fie ceva Uh, deci, prima oară o să luăm Rubin Antic, 4 Oni. Uh, diamantul Antic. Oh, 2005 Oni, 2 Diamante Antice, cu astea 2 ar veni 8, deci ar veni 13 până în momentul de față. Granatul. Cu ăla Antic, 16, cu ăsta legendar. Stai mă. Deci, 13. 14. 17 Safir Legendar Mamă, pe păi, 22 ne-am scos deja din alchimie Top Mamă, băi, super top Și nu știu dacă am făcut și grijadul ăsta Dar cred că și granatul l-am făcut Așa da, bă, uite-te și tu Ăsta da profit Nu am să-i cer a mers și la antic, voi, băi, băiatule bun. Fraților, deci recapitulăm sura arme level 114 de fermecată pe serverul Ruby cu iteme și alchimie care rămâne pe cont. 138 de one cash. Dacă steți interesați de cont sau aveți chiar și voi un cont de vânzare, îmi dați mesaj pe Instagram și 2 euro și discutăm acolo. Punem pauză acum și revenim cu clipul propriu-zis. Fraților, am revenit pe war nostru de nivel 43 cu planurile de viitor cu o nouă achiziție și anume acest scut rotun cu o putere 10 semi 50 atac pe care am dat ceva bani. Bine, nu foarte mult, sincer să fiu cu, voi am dat 35 de oni, l-am găsit la un super preț pe sticlă și n aveam cum să nu-l iau. Până una alta aș vrea să deschid și niște uh, cufere cu pește pentru a reuși să luăm o medalie a eroilor pentru că vreau să testez și eu damage-ul. Nu mai știu ce damage are contul ăsta în momentul de față. Și lucrul ăsta e destul de urât, credeți-mă, chiar destul de urât. Pentru că nu mai știu damage-ul propriului cont. Și nu avem ce să facem, trebuie să testăm damage-ul clipul de azi. Vreau să vă zic și planurile de viitor cu acest cont, pentru că știu că mulți dintre voi sunteți curioși. Hai să punem să găsim cu pește L. Ia uite, 18 kk. Cu pește M. 9 kk. Luăm post. Inelul XP. Mă, e bun. Lovitură pătrunzătoare. Critică pătrunzătoare. E bine măcar că nu mai am unii acum. Medalea eroilor și manualul fierarului. Asta e top, Hai, mai am încă una, pentru că mi-a plăcut mult drop-ul. Vlicoare. Bun, mă, bun. Așa, da. Bun, deci ne-am scos banii doar din manualul fierarului și am rămas și cu, -er cu medalia. Suntem bine, rău de tot. Hai să mergem să citim să citim, doamne, să ducem la biolog. Deci, fraților, treaba asta în felul următor cu oarul. Uh, Aș vrea să-i fac pe o în primul rând. Bineînțeles, călăritul să-l fac 20. Deci, asta e un lucru de care mă tot chinui de ceva timp să-l fac. Și nu prea am reușit, sincer să fiu. Nu sunt mândru de mine uh, de lucrul ăsta Dar aia e. Uh, ce folosesc aici? Incizia triplă. O să iau cartea blestemelor. Este deteriorată nici măcar la biolog, nu mai știu cât mai avem. Am dus trei cărți. Bă, slab. Deci chiar foarte slab oricum. Trebuie să mai fac curat pe aici pentru că avem foarte multe iteme care nu și mai au niciun sens pe acest cont. Vă zic sincer, fraților. În momentul de față, ca iteme, deci avem un felul următor. fms 50 metri, 6 metri. Pazul de tigru 1515-15-15 pe Dar este useless Deci chiar useless 100% Nu avem ce să facem Bărțara de argint plus 9 10 semi 10 pătrâm de 50 atac Scutul 10 semi o putere 5 atac. Bine că l-am vândut pe celălalt cu 12 putere. Bă, deci chiar mă gândeam. Aveam eu unul cu 12 putere, 15 blocare, Me Și l-am vândut și aport ăsta la 35 de unci. ăla l-am vândut la 80. Ce pot să zici mai mult de atâta? Bombă, rău de tot ce ăsta e și de 41 cu mai multă apărare. Coiful cu daunele crescut la puncte mai mici de rang 10-15. Uh, cercei, iarăși. Cred că o să-i folosesc pe ăștia cu atac la testul din uh, această zi. 10 semi 15 gheară. E bonită, nu cred că mai avem. Ba da, uite cum mai avem aici, e bonită. Suntem bine. La, uite, un de level 55. Perfect. Calchimie, mamă, iarăși, bă, nu avem... Uite aici. N-am nici alchimia făcută cum trebuie. Ai vreau doar să văd un, un damage, fraților, pentru că nu mai știu deloc. Deci nu mai am nici pet. damage o să fie în mare parte clean. Că nu am cu ce să duc contul la un damage mai mare în momentul de față. Hai să vedem. Eu, sincer să fiu, mă aștept undeva la 10K. 4.5, 4.6 4.5 9.1, critica. Bă, dar n-avem și noi critici pe aici? Da. Bă, ce să zic? E spiritului. Mama, și uite că m-am întâlnit și cu băiatul ăsta și evident se farmează ca lumea pe Tiger Boss, nici nu mă așteptam la altceva. Dar vă zic sincer că mi se pare un de mi mic. Minusurile contului ar fi următoarele în momentul de față. Calul, care nu este nivel 20, bineînțeles bonusul de aroată la alchimie. Bă, știi ce cred că să fac? O să pun pauză și o să mă duc și o să reîncarc și după aia ne vedem direct din pădurea roșie că nu se poate altfel bun băieți am revenit am pus aici frumos niște timp pe rubin și îi dăm și damage-ul considerabil și acum s-a ajuns la 10.3 băi eu zic că e ceva 10.3 10-3 chiar e foarte, foarte bine. Ia să iau șoburile. 1, 2, 3, 4. 5 șoburi. Bă nu e rău. Deci chiar nu e rău deloc. Iar a fulgerului cam asta ar fi de ul fraților. Uh, cu acest con, vă zic sincer, vreau să îl înclin puțin către PVP, dar, cât, dar și către uh, PVM și vreau să fie un fel de proiectul Sinks cum a fost Sims, fraților, de a dat damage-ul la numai de nu mai știu cât, cu FMS-ul 55 medie, 12 putere, 3 pătrundere acum, foarte mult timp pe Metin 2. Deci, cam asta, cam asta ar fi treaba. Bineînțeles, pentru ca acel proiect să se desfășoare la cote maxime, eu va trebui să ajung la nivelul 55. Să bag rouă, să bag tot ce este posibil, să bag un diamant. Asta pentru ce bate aici, mă, frate, oare? A, pentru cioburi, cred că. Băi, ce idee bună! Ia uitați-vă, fraților! Bați copaci care sunt la distanță. Tu nu faci nimic aici cu ninja arcaș. Și iei cioburile fix de lângă tine. Bă, asta e cea mai șmecheră idee pentru a face cioburi la level 60. Nu-mi vine să cred. Asta, da. Asta oh, 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 e ce trebuie. E o idee formidabilă, vă zic, băieți. Bun. Deci, așa mă gândesc uh, să fie. Bineînțeles. La level 54 o să avem nevoie în felul următor de colier. Nu colierul ăsta pe care îl avem noi acum. Uh, de colier cu 8 metine. Papucii îi avem cu 5 atac. Brățarul avem cu 5 atac. Scutul 5 atac, iarăși. Armura, poate o să găsim una cu 50 atac, nu știu. Momentan nu avem pe asta cu 80 atac. Pe talisman nu-mi fac probleme pentru că avem talismanul uh, de pe ninja. Cercii, 40 atac, pe FMS doar 6 metri, din păcate aia nu avem... Nu avem și noi acum 8 mate-ne, ce să facem, e decent. Uh, deci, practic, am avea... Un, un, arsenal destul de frumos Eșarfa iarăși avem nevoie de alta Pentru că Eșarfa Chow s-a vândut uh, Unui pasionat deci mai avem nevoie de o altă eșarfă. Acum, na? Uh, avem nevoie și de eșarfă, ce să mai zic? Rubinul excelent, colierul cu o metine, o eșarfă, level 55, militarul făcut și în rest, cred că ne îndreptăm foarte, foarte uh, aproape către maximul proiectului. Things. Sincer, eu asta zic. Poate să mai împrumut o dată uh, ribul acela cu 56 medie. Să vedem cum stă situația per total. Pentru că nu mai știu cum stă situația, vă zic sincer. Ultima oară ce am rămas eu surprins, neplăcut, vă zic sincer, pentru că cu ribul ăla dădeam la fel ca cu acest FMS și ribul are 56 medie 50 atac până la urmă, fraților, și noi avem 50 medii, 6 putere împotriva metinilor. Ceea ce mi se pare, bă uite, știu cât de multă lume farmează pe Tiger Ghost, nu -mi vine să cred, băieți, nu uitați, dacă vreți să jucați și voi, Made in 2 aveți în descriere linkul meu prin care puteți să vă faceți cont pe Made in 2 ro. Uh, bun, deci cam asta ar fi situația, aștept părerile voastre în comentarii, chiar sunt foarte curios dacă vreți să continuăm proiectul ăsta sau să ne mai axăm și pe proiectul de hidra să vedeți cum o să decurgă toată situația pentru că până la urmă proiectul de hidra este uh, proiectul cel mai nou pe canal un proiect care a primit foarte multă susținere uh, și mă bucur că am ajutat persoane care nu știau de existența oului uh, și că nu credeau că se poate face hidra cu 18-19 k de Uh, bineînțeles, eu în momentul de față fac hidra cu 23-24k damage cu talismanul plus 27, dar ați văzut că se poate face și cu talismanul plus 4, lucru uh, de care eu sunt foarte mândru că am reușit să fac Hydra cu talismanul plus 4 și nu ai nevoie de iteme spectaculoase, super spectaculoase, bine, multe iteme sunt uh, foarte, foarte bune, nu vreau să zic, nu vreau să se creeze vreo confuzie, dar gândiți-vă, fraților, că eu în momentul de față nici măcar nu am uh, 6-7 pe pumnale, deci uh, situația cam pe acolo se învârte, fără 6-7 pe pumnale și cu toate astea rup normele, fără nici, doar și poate, chiar se rup uh, normele și mă bucură treaba asta. Chiar mă super bucură. Uh, oricum mai avem și costumul aură de făcut de pe Sura care în momentul de față este level 171. Uf, chiar mă întrebare când o să reușesc să termin și cu acel costum. Știu că este greu. Deci chiar foarte greu. Măcar level 200 să-l duc. Suntem în februarie practic. 29 ianuarie. Ce să mai ai februarie. Poate la început de martie mă gândesc să-l am level 200 poate. Asta înseamnă, ar însemna încă vreo 4 500 de oameni băgați uh, în el. Numai că v-am promis, fraților, să mai dăm și în talisman. Nu știu când uh, va urma acel episod. Magicele le-am pregătite, dar talismanele... Nu. Deci talismanele... Nu și acolo ar putea să fie o problemă, mă gândesc eu, pentru că se mai și scumpesc. Și situația Situația e, e dificilă cu talismanele, vă zic sincer. A, pentru că, până la urmă, te costă aproximativ 11-12 onii în plus și șansele să te șuieze sunt foarte, foarte mari. Ați văzut și eu, fraților, eu am băgat 300 de oni și de la plus 14 s-a la plus 17 și nu cred că-i convine nimănui să vadă așa ceva. Că e... e urât. Oricum te-ai la el, e urât. Hai. Și problema... mai este încă o problemă cu talismanele. Uh, dacă tu, de exemplu, te a pus să dai într-un talisman, până ce nu-l personalizezi, o să dai în continuu. Eu cel puțin asta am făcut și nu sunt mândru de uh, alegerea făcută, ca să zic așa, dar pur și simplu asta e realitatea, adică te vezi acolo cu bani și dai până se termină toți banii. Și nu o să-l faci tu plus 200 pe ăla niciodată, plus că ai nevoie de foarte, foarte multe magice, lucru pe care nu prea ai de unde să-l faci, mai ales că s-a terminat evenimentul de ok de iarnă, peste magele au devenit iarăși foarte scumpe. Eu nu m-am apucat să le... Mamă, două metri unul lângă altul. Bun, mă, băiatule. Așa, da. Deci ne pregătim de atac. Macele s-au cam terminat. Și cam asta e treaba în mare parte. Nu mai ai ce să-i faci. Bun. Deci damage-ul, fraților, în metin de 90 este 10,5k. Un damage superb. Deci un damage chiar superb. Poate ajunge la 11K, dar bă, critic asta 10.3K. 10.3K nu e rău. Vă zic sincer, față nu e rău. Mă, bucur, mă bucură foarte mult faptul că eu mi-am terminat alchimia pe acest cont înainte de scumpirile astea nebune cu alchimia. Deci chiar mă bucur faptul că am terminat-o și pe sura foarte leger. Uh, lejer. Pentru că situația la alchimie în momentul de față mie mi se pare puțin tragică și nu e, cred că este conformă cu realitatea. În sensul în care nu știu cine ar da 400 de ON vreodată pe un uh, Robin excelent cu rezistență la PC când el e 350. Da, în fine, acum lucrurile astea nu ne... Vreau să mă bag în afacerile altora și cum s-a ajuns la lucrurile astea. Bine, e situația destul de evidentă cum s-a ajuns la lucrurile ăsta, că a da, dat fi în alchimie și... Uh, noi... Am rămas cu puțin alchimie pe piață. Da, aia e până la urmă. Merge piața. Bun băieți, bă, cam atât și cu clipul de azi. Eu am fost Taker și până la viitoare. Noi și ne vedem cu bine, v-am pupat. Ciao.